Într-o după-amiază însorită, un bărbat pe nume Frank a fost în sfârșit eliberat din închisoare după ce a petrecut 14 ani lungi după gratii. Frank a fost un puternic șef al mafiei care obișnuia să controleze diverse afaceri ilegale în New York City. În timp ce a ieșit din nou în lume, a descoperit că puterea lui s-a diminuat foarte mult. Cartelurile de stupefiante din Columbia și China preluaseră operațiunile de comerț și prostituție, eliminând foștii asociați ai lui Frank. Într-o altă parte a orașului, Emilio, un șef în afacerea de prostituție din Columbia, și-a părăsit stabilimentul și a intrat într-un telefon public. Dintr-o dată, fără avertisment, o ploaie de gloanțe a început asupra lui, punându-i capăt vieții instantaneu. Atacatorii au arătat trupul neînsuflețit al lui Emilio în articol de ziar, care anunță eliberarea lui Frank. În același timp, într-o cameră de hotel, un bărbat pe nume Jimmy aranja o afacere cu substanțe de regele Tito, unul dintre baronii columbieni a stupefiantelor. Vorbăria constantă a lui Jimmy l-a enervat pe regele Tito, care a mărit brusc prețul cu 10% prinzându-l pe Jimmy pe nepregătite. Rămas fără de ales, Jimmy i-a predat cu reticență o valiză pentru a plăti substanțele. Totuși, atunci când valiza a fost deschisă, nu a scos la iveală nimic altceva decât tampoane. Într-o fracțiune de secundă, Jimmy l-a împușcat fără milă pe regele Tito și echipajul său, prinzându-i cu garda pe scurt. După ce i-au trimis pe columbieni, Jimmy și gașca lui au fugit dezvăluiți cu Frank într-o altă cameră de hotel. A devenit evident că echipa lui Jimmy era responsabilă pentru asasinarea lui Emilio. Frank a fost dezvăluit ca fiind șeful lor. Întâmpinându-l pe Frank înapoi, Jimmy a raportat că Emilio și regele Tito au fost eliminați conform instrucțiunilor. De asemenea, le sechestraseră bunurile și banii. Jimmy l-a informat pe Frank despre o întâlnire programată cu un intermediar pe nume Delicio. Dornic să afle cât mai multe, Frank s-a pregătit să plece într-un loc de întâlnire de lux. Acolo, Frank a fost întâmpinat de avocații săi, mai mult politicieni și un judecător de district. Apoi s-a confruntat cu Delicio și i-a cerut ajutorul pentru a aranja o întâlnire cu un șef al cartelului de substanțe pe nume Clay. Frank s-a prefăcut că vrea să-și reia afacerile. După ce Delicio a plecat, Frank a luat un consilier pe nume Jennifer pentru o plimbare în metrou. Între timp, Delicio a ajuns la o unitate de jocuri de noroc pentru a-l întâlni pe Clay, care se distra cu prietenii săi. Delicio a transmis mesajul lui Frank, dar Clay a refuzat să accepte ideea unei întâlniri. L-a batjocorit chiar pe Frank pentru că s-a asociat cu stăpânii stupefiantelor din bandele rivale, exprimându-și preferința de a face afaceri exclusive cu columbienii. Claire a respins prompt pe Delicio, dându-i instrucțiuni să transmită mesajul de respingere. Povestea ne duce la un vagon de metrou aglomerat, unde Frank și Jennifer se distrau. Totodată, trei bandiți s-au apropiat de ei încercând să-i bajocorească pe Frank. Cu toate acestea, de îndată ce au observat pistolul ascuns sub jacheta lui Frank, frica i-a cuprins. În loc să le facă rău bătăușilor, Frank le-a arătat compasiune, dându-le un teac de bani și invitându-i să-l cunoască într-o cameră de hotel. După ce s-au confruntat cu întâlnirea anterioară, Frank și oamenii săi, informații de Delicio, s-au îndreptat rapid spre Clay. Frank a spus clar că din acel moment toate operațiunile lor de afaceri trebuiau să-l implice din nou, dar Clay a refuzat categoric să coopereze, făcându-l pe Frank să-l împuște fără milă. După ce l-a eliminat pe Clay, Frank și-a înrolat foștii asociați să-i se alăture. După aceasta, Frank a făcut o vizită primarului, întrebând de ce nu au fost eliberate fondurile pentru un spital din Bronx. Cu toate acestea, primarul a susținut că nu a fost alocat niciun buget pentru spital, provocându-l pe Frank să strângă 16 milioane de dolari pe cont propriu. În mod surprinzător, Frank a acceptat provocarea, în ciuda sfatului avocatului său de a renunța la problemă. În timp ce Frank bea ceva, trei detectivi pe nume Tommy, Roy și Dennis l-au escortat brusc. Avocatul a încercat să intervină, dar detectivii nu au dat nicio atenție și au procedat să-l ia pe Frank împotriva fluxului de trafic pentru a nu lăsa urme. Au ajuns pe o alee pustie, unde i-au prezentat lui Frank un bărbat rănit și inconștient pe nume Enrico. Din păcate, Frank a pretins că nu știe nimic despre situație. Acest lucru i-a înfuriat pe detectiv, dar fără dovezi nu a reușit să-l aresteze pe Frank. Enrico s-a dovedit a fi un șef de la cartelul columbian al substanțelor, iar detectivii au suspectat implicarea lui Frank în moartea celor trei regi anteriori, deoarece acele incidente au avut loc după eliberarea lui Frank din închisoare. Între timp, Delicio s-a întâlnit cu Wong, un șef al triadei din China, într-un cinematograf pentru a transmite un mesaj de afaceri de la Frank. Wong a insistat să primească plata în numerar pentru un articol constând 220 de lire sterline, știind că Frank nu avea suficienți bani pentru a acoperi costul. Delicio a propus o întâlnire față în față între Wong și Frank pentru a ajuta la un acord reciproc avantajos. A doua zi, Jimmy a făcut o oprire la un fast food, unde a dat cu generozitate bani unei bătrâne și nepoților ei. Deodată, detectivii și ofițerii de poliție au apărut de nicăieri, încercând să realizeze o ambuscată. Jimmy s-a trezit înconjurat și incapabil să scape. El a fost arestat sub acuzația de uciderea mai multor columbieni, cu mărturia lui Enrico ca probă împotriva
împotriva lui. Între timp, Frank a vizitat un spital în dificultate din Bronx, având nevoie disperată de finanțare guvernamentală. El i-a reiterat propunerea lui Wong, dar nu au putut fi de acord asupra prețului bunurilor lui Wong. Frank a sugerat un parteneriat în care să vândă articolele împreună și să împartă profiturile în beneficiul spitalului. Cu toate acestea, Wong a insistat să primească bani pentru tot. Întors la hotel, Frank a primit vestea despre arestarea lui Jimmy. Alimentat de hotărâre, Frank a ordonat echipajului său să asigure rapid eliberarea lui Jimmy. Mai târziu în acea noapte, Jennifer și echipajul au fost trimiși să-l elibereze pe Jimmy din custodie. Cei trei detectivi au ajuns la fața locului și au fost furioși să vadă că Jimmy a fost eliberat. Jennifer i-a avertizat că dacă nu sunt de acord, chestiunea va fi dusă în judecată. Ceva mai târziu, în Chinatown, Frank și oamenii lui au sosit și au identificat rapid bandele chineze. Au eliminat fără milă pe toți membrii triadei. După masacru, Frank și oamenii săi l-au arestat pe Wong, forțându-l să-și dezvăluie toate bunurile. Pentru a răutăți lucrurile pentru Wong, chiar și după ce a predat totul, el nu a fost cruțat și a avut un sfârșit rapid. Câteva zile mai târziu, datorită donației generoase a lui Frank, spitalul din Bronx și-a deschis porțile publicului. Această știre l-a înfuriat pe Dennis, care credea că Frank a devenit regele New Yorkului în timp ce erau blocați la locuri de muncă fără sens. El a susținut că legea îl favorizează pe Frank, care avea toți banii, făcând imposibil să-l prindă jucând în cadrul sistemului. Pentru a lua măsuri, Dennis a propus ca un grup de detectivi să-l atace pe Frank, creând o situație asemănătoare competiției între bande. Cu toate acestea, Roy nu a fost de acord cu planul lui Dennis, dar Dennis nu a acordat atenție obiecțiilor sale. Într-o noapte, într-un club plin de viață, echipa lui Frank se bucură de o petrecere, în timp ce Frank însuși era ocupat cu un apel. După ceva timp, Delizio a sosit cu un șef al cartelului de stupefiate din Los Angeles. Acest bărbat știa că Frank deținea un articol de 200 de lire de la Wong și dorea să-l cumpere. Cu toate acestea, neputând plăti întreaga sumă, i l-au propus să plătească jumătate în avans, iar restul după vânzarea din Los Angeles. Frank însă a insistat să vândă întregul articol deodată. Ca răspuns, bărbatul a cerut timp să inspecteze mai întâi articolul. În mod neașteptat, de îndată ce a ieșit afară, l-a ucis pe unul dintre paznici, dezvăluind colaborarea lui Delizio cu el. Nu a durat mult până când bărbații înarmați au luat cu asalt scena, provocând erupția haosului. În mijlocul schimburilor de foc, Frank a reușit să-l ajute pe Jimmy să scape, dar un atacator s-a lipit de ușa mașinii lor. Când Jimmy a încercat să doboare, au descoperit că era polițist. Fără milă, Frank l-a lovit brutal cu un stingător. Asistând la moartea partenerului lor, atacatorii rămași l-au urmărit. S-a dezvăluit că nu erau alții decât Tommy și Dennis. A urmat o urmărire de mare viteză însoțită de focuri de armă intense. După ce a fost urmărit o perioadă considerabilă, Frank i-a susținut în cele din urmă pe Tommy și pe Dennis, pierzând cu succes mașina din urmă. În timp ce Tommy și Dennis îi căutau, Frank și-a izbit brusc mașina de a lor, provocând o coliziune violentă. Profitând de ocazie, Jimmy a deschis focul înainte de a scăpa definitiv. Asistând la asta, Tommy a ieșit în grabă din vehicul pentru a-l urmări pe Jimmy, în timp ce Dennis nu a reușit să localizeze pe Frank în mașină prăbușită. Sub un pod se aude o împușcătură bruscă, lovindu-l pe Tommy. Jimmy nu s-a oprit aici, pompând fără milă mai multe gloanțe în corpul lui Tommy, lăsându-l grav rănit. Dar într-o întorsătură neașteptată, Dennis a sosit și l-a împușcat pe Jimmy de mai multe ori, punându-i capăt vieții. După ce l-a doborât pe Jimmy, Dennis s-a grăbit să-l ajute pe Tommy, dar din păcate eforturile lui au fost în zadar. Tommy nu a putut fi salvat. Plin de un amestec de emoții, Dennis, consumat de durere și vinovăție pentru camarazii săi căzuți, nu a suportat să rămână la mormântare. A decis să plece din cortegiu și să intre în mașină. Totuși, de îndată ce s-a instalat înăuntru, s-a apropiat de o altă mașină. Spre surprinderea lui, Frank a coborât geamul și a pus capăt vieții lui Dennis înainte de a pleca calm. Întorcându-se la sediu, Frank s-a confruntat cu Delizio, care fusese capturat de oamenii săi. În timpul interogatoriului, Delizio a dezvăluit că Enrico a colaborat cu poliția pentru a-l elimina pe Frank. Delizio a recunoscut că a primit o plată de 50 de milioane de dolari și i s-a promis libertate în schimbul dezvăluirii locației sedului lui Frank. După ce a auzit această trădare, Frank a ordonat oamenilor săi să-l îngroape pe trădător împreună cu banii plini de sânge. Sub acoperirea nopții, Roy s-a întors acasă și l-a găsit pe Frank, care l-aștepta deja. Frank a recunoscut că l-a ucis pe Clay, care a strâns 13 milioane de dolari prin escrocherii, prin jocuri de noroc, precum și pe Wong, un om de afaceri din Chinatown implicat în traficul ilegal de imigranți, și pe King Tito, orchestratorul industriei prostituției copiilor din New York, și a justificat acțiunile susținând că i-a eliminat doar pe cei care meritau să moară, chiar dacă aveau legea în propriile mâini. De asemenea, Frank a amenințat că va angaja un asasin pentru a aviza pe oricine implicat în cazul lui. Înainte de a pleca, Frank i-a ordonat lui Roy să se încătușeze pe un scaun. Cu toate acestea, de îndată ce Frank a plecat, Roy s-a eliberat rapid și l-a urmărit în metrou. În interiorul unui vagon de metrou, Frank a folosit un pasager drept scut. Roy l-a rugat să se predea, dar Frank i-a încheiat
încheiat viața fără milă. Frank a ieșit apoi calm din gară și a chemat un taxi. S-a dezvăluit că Frank a suferit și el o rană gravă prin împușcătura de la Roy. Între timp, polițiștii au fost alertați de împușcătură și au ajuns la fața locului. Șoferul de taxi, care l-a văzut pe Frank ținând o armă, a ieșit imediat din vehicul și a alertat poliția. Au început să înconjoare taxiul, punându-l pe Frank sub asediu. Slăbit de rănile sale, Frank a cedat în cele din urmă din cauza rănilor sale și a sângerat până la moarte. Morala poveștii este să duci o viață pașnică și care respectă legea, evitând implicarea în activități ilegale, deoarece poate duce la consecințe haotice și nefericite. Este întotdeauna mai bine să fii un cetățean care respectă legea decât un lider greșit al unei organizații criminale.